Pe elevii acestei clase a 8-a de la Colegiul Național Traian dintr-o petă Turnu Severin îi găsim la ore, deși au intrat în vacanță. Profesorii de la materiile de examen i-au adus la școală și continuă pregătirea așa cum au făcut și în timpul grevei. Perioada grevei am venit la școală la orele de matematică și orele de limba română. Și vă simțiți pregătiți pentru examenul? Da, foarte pregătit. A fost destul de complicată, dar cu ajutorul profesorilor am putut să trecem peste, pentru că ei au venit la școală pentru a ne ajuta să învățăm pentru examen. Pe perioada grevei, conform orarului, am făcut în fiecare zi 2 ore de pregătire la matematică, au făcut și la română la fel, pentru că am muncit 4 ani de zile cu ei și rezultatele la final sunt rezultatele muncii noastre comune. Cât privește recuperarea orelor corespunzătoare celor 5 zile de grevă din iunie, în Consiliul de Administrație s-a găsit o soluție prin scurtarea orelor de curs la 40 de minute. Un profesor are și multe alte îndatoriri pe care și le va îndeplini în afara orelor propriu-zise de predare-învățare. Este vorba de încheierea situațiilor școlare, de întocmirea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea cu bine a anului școlar. Și la Colegiul Național Pedagogic, dascălii nu și-au neglijat elevii, deși au fost în grevă. Aici, însă, din cauza programului foarte încărcat și pentru că nu este timpul fizic necesar pentru recuperare, orele ar putea să nu mai fie recuperate. Am venit aproape în fiecare zi pentru că profesorii au fost binevoitori să ne predea lecții și să facem pregătire pentru materiile de evaluare națională. Suntem o unitate care funcționăm în 2 schimburi, ceea ce înseamnă că orarul elevilor este unul cu un număr de ore foarte mare, de până la 10 ore. În altă ordine de idei, este vorba de o echitate în rândul cadrelor didactice, imposibilitatea de a se realiza orarul școlar atât de repede pentru un număr de 50 de persoane care au agreat această formă de protest și de a fi pus la dispoziția părinților, tutorilor legali și elevilor. Pentru luna mai, profesorii care au fost în grevă au primit deja salariile tăiate.